Unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale din județul Hunedoara va avea loc sâmbătă și duminică. Festivalul pădurenilor Drăgan Muntean va avea loc la finele acestei săptămâni la Poienița Voinii, satul în care s-a născut și a crescut Marele Doinitor. Vor fi două zile pline de spectacole și evenimente care aduc în prim plan personalitatea, dar și moștenirea cea mai de preț pe care Drăgan Muntean a lăsat-o generațiilor, cântecele sale. Sâmbătă, în prima zi a celei de-a 43-a ediție a festivalului, de la ora 18 va avea loc Nedeea pădurenească. De la ora 22, un foc de tabără, iar mai apoi un foc de artificii. Duminică, în cea de-a doua zi, de la ora 8:30, va avea loc slujba de sfințire a Bisericii Sfântul Nicolae din Poienița Voinii, mai apoi va avea loc o slujbă de pomenire în memoria lui Drăgan Muntean. La Casa Memorială a lui Drăgan vor avea loc manifestări dedicate Marelui Doinitor, susținute de Rusalinii Șfănoni, Bogdan Toma și ansamblul Eleșana. De la ora 13, renumiți interpreți de folclor din Banat și nu numai, iubiți și apreciați în aceste locuri, vor urca pe scenă din satul de baștină al lui Drăgan Muntean. Este vorba despre Aurel Tămaș, Adrian Stanca, Oana și Raluca Stanca, Alin Pavelescu, Bogdan Toma, Mariana Suciu, Cristina Drăgulescu, Alin Ienciu, Carmen Muntean, Constantin Bogdan, Marcel Gavriluță, Mara Andraș, Maia Muntean și Vlad Toronilă. De asemenea, nu vor lipsi fanfara din Ghelar și ansamblul Leleșana din Lelese, cu participarea ansamblului folcloric profesionist Drăgan Muntean, dirijor profesor George Câlțea și coreografie semnată de Cătălin Bălan și Mircea Resiga. Organizatorii acestui eveniment sunt Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, Consiliul Județean, DGAMPT și primăriile Bunila și Ghelari.